Nu o să vă vină să credeți! Mami s-a întins cute până acolo. Hai să le astupăm și pe aceste găuri și vedem după aceea când plouă. Și sistemul de siguranță la mami și la tate. E cam complicat la înălțime să lucrezi. Cât copiii nu s-a acasă, șoarecii joacă pe masă. Dacă vede Mircea, se indispune la maxim. Mami, trebuie urgent să reparăm asta, să nu vadă Mircea. Mica noastră e cea mai bravă. Mergem la Grady până la ora 12 și ea este foarte încântată. E gustos? Da? Bravo! Banane mănânci? Bravo! Ai mâncat tot la Grady? Da? Așa, așa, așa. Unde-i pânica? A scos un buzunar, pentru că facem aici numai fermecuri. Da, Mica. Am pățit-o data trecută. Da, unde-i pânica? La centura și-am plecat. Scăunil, acolo-i locul. O parte din mobilier deja am reușit să-l vopsim. E unde cu pielea, e unde cu trafaretul, dar eu zic că a ieșit bine. Alt mobilier l-am vopsit doar cu o singură mână. Și ce am văzut? E frumos și cu o singură mână. Îți dă așa o stare de mobilă veche foarte frumoasă. Afară s-a încălzit atât de bine, căci în casă a devenit temperatură de saună. Deși suntem cu geamurile și ușile deschise. Aproape 27 de grade. Deci, oficial, în familia Melemei a venit vara. Nu o să vă vină să credeți. Ghiciți ce am găsit eu aici. Mai multe perechi de pantaloni. Sunt foarte curioasă să-i văd și să-i testez. Vă mai mintiți? Melissa își dorea foarte mult să aibă aici un raft. Și tot a căutat pe internet. Ba avea piciorușul de sub așa și se vedea, ba se vedea piciorușul deasupra. Și nici de cum nu reușea să se decidă ce să cumpere. I-am făcut noi Melissei o surpriză. Fără de picioruș, nici deasupra, nici de sub. Ci este ascuns în interior. Noi îl instalăm, vedem împreună cu voi reacția. Oare va observa că a pus ceva aici, Tadiu? Va observa. Hai să încercăm. Cu ce pereche să încep? Aceștia sunt primii și îmi sunt foarte largi. Voi încerca puțin să-i strâng. Niciodată nu am instalat un raft cu suportul ascuns. Dar e o idee faină. Aceștia îmi plac foarte mult. Dar, mamă, scrieți în comentarii. Hai să vedem, tati, ce-am făcut noi acolo. E destul de puternic, măi. Ce faci, Micilica? M-am speriat. Faci ordine la tine în cameră? Mhm. Bravo, succes! Wow! Impecabil! Totul curat! Bravo! Hai că mergem la Grady după Ionuț și Matei. Apropo, voi la ce vârstă ați mers prima dată la grădiniță? Și aceștia sunt drăguți! Vreți să vedeți exact aceeași variantă, doar că pe an? Uite așa arată! O să-ți gustăm plăcinte americane cu Nutella și cu dulceață din pepene. Stai că mi-a auzit. Unde da, ești? Și mie cu Nutella. Mai întâi supiță și apoi dulce. E bună? Foarte bună! Mulțumesc! Mi-a să abia să-ți spun ceva. Dar am văzut că nu am doar blugi, ci și pantaloni sport. Da, de fapt, arată ca niște pantaloni eleganți. Și când te uiți mai atent, pare că este o rochie. Hai să vedem ce fac băieții. O să auzi jos și Matei și Ionuț. Hai că te cam prin toată casa. Vreau să te întreb la acest exercițiu. Hai să vedem. Ești plăcinte. Și? Plăcinte. Nu. Ce? Ce e asta? Ia gustă. Ce e asta? Plăcinte.
E plăcintă? Nu știu. Clătită americană? Da! Asta e plăcintă americană. Poftă bună, băieți! Mulțumim! Gata, am ridicat temele lui Mircea. Iar acum să mergem să vedem ce face Melissa. Eu nu sunt bune paștele. Îmi pune! Și acolo voi pune diferite chestii, spre exemplu condimente sau nu, o plantă foarte frumoasă. Mamă, cât de rapid, Melissa, ai văzut schimbarea! Înseamnă că deja ai învățat bine totul ce se află aici în bucătărie. Bravo! Dă un 5! La început ne gândeam să punem două polițe acolo, dar mami m-a convins să ne reducem doar la una și asta să o punem în altă parte. Eu la fel sunt de aceeași părere cu mami, să rămâne doar una. Pare așa uniform. Hai că astăzi eu deja nu mă puteam trezi, tati. Și nici acum nu mă pot trezi. Mami, nu știu, e cam răcoare astăzi. Da. A înghețat, tati, totuși. Oh. Zilele astea cât de cald a fost și s-a răcit. Geaca ta, mami, nu-i la locuie. Vremea se pregătește pentru vacanța de schi. Cred că va fi zăpadă până la genunchi. Să ne bucurăm dacă va fi până la glezne. Mami, repejor, un ceai, un lapte cald, ceva, e răcoare. Și repejor să vedem ce face Mihaela pentru că a avut febră. A făcut febră și iarăși... Am renunțat să mergem la grădi și am oprit pe toți acasă. Hai mai să mergem două, trei zile până la vacanță. Prelungim vacanța lor. Dacă vede Mircea, se indispune la maxim și o să fie foarte supărat. Eu am observat că unele piese nu prea se țineau bine pe perete, dar nu chiar în halul ăsta. Mami, trebuie urgent să reparăm asta, să nu vadă Mircea. Dacă vede, nu se va simți bine deloc. Totul se dezlipește. Și după pat au căzut foarte multe piese. Și acolo, și aici două. Dar în schimb de podea, tati s-a lipit foarte bine. Probabil că banda asta nu se ține de perete bine. Ce-ai găsit aici? Ce-i asta? Minge? O minge? Hai să jucăm, ei? Mihaela e cea mai matinală. Cum se trezesc băieții, jucăm fotbal toți. Avem jucători suficient, da? Tati, fii atent. Mihai, cu mingea pe masă. Zici că e a doua farfurie plină cu bunătăți. Poftă bună! Amest. Mucumec. Am mucumec. Ne-a mai rămas niște bandă bituminoasă pe care am folosit-o la acoperiș și asta ține cel mai bine. Să zici că problema este în perete? Nu, e vopsit cu vopsea din asta plastificată. Trebuia să se țină pe el. Asta nu se teme nici de oscilații de temperatură, nici de șocuri, de nimic. Deși aici nu am avut nimic din ce ar putea dăuna la o bandă adezivă dublă. Așa e banda. Mami, hai să testăm hrișca verde. E un pic diferit gustul. Nu știu, ori noi am deprins cu cea prăjită, ori cea e negustoasă. Mamă, cât de gustoasă carnea! Într-adevăr, hrișca bio și arată altfel, diferit de cea pe care o știm noi, dar și la gust e diferit. Și chiar e verde. Te uiți așa, chiar? Toată e verde. Și mov. Și la gust parcă e sfetul roșie. Iarăși a venit un colet. Iar niște pantaloni? Hai să vedem. Nu sunt pantaloni. Este o carte pe care o am de citit pentru un concurs. Iar apoi vom da test din ea. Ține, Miha, morcov. Morcov murat. Nu vrei. Ți-ți place morcovul, Miha? Hai să gustăm. Ia gustăm. Cum este? Bine, uite, lăsăm așa aici. Astăzi am citit un articol în care scria că murăturile sunt foarte benefice. Nu murăturile, chiar moarea
este foarte benefică. Deci... Lasă da. Că tu și așa beai moare doar cu borcanul. Dar noi în familie nu prea se mănâncă murături, din păcate. Doar tu mănânci. Probabil că sunt m-am deprins cu anii aceia când eram la școală și mâncam la școală. Când școala ne dădea mâncare și la fiecare masă erau murături. Astăzi vreau să gătesc ceva dulce și gustos în bucătăria mea secretă. Și voi pregăti wafe, pentru că de ce nu? Am și aparat, dar și toate ingredientele necesare. Deci, hai să trecem la treabă. Hai să dăm piepene. Piepene murat. Nu se așteaptă ea la așa gust. Dar îi place. Gustos, Mica? Da. Ține. Mai, gustos! Mihaela pentru prima dată a gustat acum pepene murat. Ia să ne scrieți și voi în comentarii ce fel de murături preferați. Pentru început avem nevoie de două boluri. Unul pentru ingrediente uscate și altul pentru lapte, ouă. Uite, aici avem un borcan în care sunt cam toate murăturile pe care le știm noi, în afară de miere murat. Avem pepene, castraveți, roșii, ceapă, ardei. Morcov, ardei și chiar caise. Și varză am spus? Varză n-ai spus. Și conopidă s-o mâncat. A, și mărar, pătrunjel. Luăm din frigiderul nostru magic lapte și ouă. Hai să curățim nasul. Bravo, Miha! Ce de bravo! Ți-ți place că e sărată, da? E gustoasă, da? Apă de mare. Dar asta nu prea o acceptă. Asta și gata, da? Și ne ducem să ne jucăm. Hai! Urcăm sus la băieți. Mergi? Hai! Miha! Miha! Bravo! Auzi de băieți? Auzi de sus la băieți și mergem în mansardă, da? Bravo, să fie bine, fata! Avem nevoie de 450 de ml de lapte, dar și 3 ouă mari, pe care le amestecăm cu un tel. Eu voi pune și scoțișoară, pentru că vreau să aibă gust mai bun. În rețeta pe care am găsit-o eu pe internet, nu era scoțișoară. Atât. Iar băieții savurează din plăcere de a dormi. Cât mai mult. Hai să vedem și Matei ce face. Bună dimineața! El are altă părere. 250 de grame de făină, 50 grame de zahăr și sare. Și acum le amestecăm pe toate. Vreau să pun și aici scorțișoară. Mie îmi place foarte mult scorțișoara. Matei îi place să doarmă o seară cu noi, o seară cu Mircea, o seară cu Melissa. Bună dimineața, Matei! Cum te simți? Ieri Matei un pic tușea. Stai, dar ce ai? Ce alergie ai? Stai! Ce asta pe față? Îmi dai voie să te vede. Ia? Și Matei vrea să mai doarmă. Da, are ceva alergie. Este controlul și rutina noastră în fiecare dimineață. Deja intrat în sânge să-i verificăm. După câte mai se aud acum, băi... Ce se drăgălași! Hai, gata, dormiți, somn ușor, noi ne ducem să muncim. Cine merge cu noi în mansardă? Eu mă duc acolo. Nu mai vă luăm și pe voi câteva zile, căci după asta se închide la cotul acolo. De ce, tate? Păi, dar nu e secretă. Da. Ei. Și acum topim 50 de grame de unt. La mine nici măcar 25 cred că nu sunt. Dar testăm și vedem dacă funcționează. Perfect!
Și acum punem amestecul de lapte în făină și untul. Am pus 20 de grame de praf de copt și aluatul pentru gofre este gata. Acum, haideți să le facem la aparatul de făcut gofre. Ajutor, Mica! Ajutor, Ionuț! Da, Dasa! Au, Dasa! Dar ce faci, Matei, acolo? Uite ce a făcut aici, Matei! Le-a făcut colțul mai drept, tata. A făcut colțul în trei colțuri. Hai, șterge mânuțele. Șterge mânuțele, dar colțul trebuie îndreptat. Dar foarte bine că... Nu, Mihaela! Am vrut să zic foarte bine că băiatul a făcut ceva. Decât nimic? Mai bine ceva să stricăm. Nu, n-a stricat. După ce am preîncălzit acest aparat pentru aproximativ 2 minute, trebuie să turnăm aluatul, care va fi gata în 5 minute. Bălăcește! Uite că a venit să se bălăcească piscina noastră. Iată ce vroia! Ai mai văzut așa, tate? Nu am văzut, tate. Uite ce faci! Hai că cânti frumos! După ce ai făcut un duș. Wow! Gofrele sunt gata! Cam așa ar trebui să arate și acum hai să le gustăm. Banda asta, mami, e cea mai roată pe care am văzut-o eu și sper să ne ajute. Mami s-a întins, uite, până acolo și mai avem ceva de pus la capăt. Bănuim că de acolo vine toată apa în casă. Hai să le astupăm și pe aceste găuri și vedem după aceea când plouă. Și sistemul de siguranță la mami și la tate. Da, altfel cum. La celă nu avem, care lungă nu. Ne distrăm pe putem. Așa. Și un mare like pentru tate și mami mele mie. A, tate ce e? Stă la călduț? Și la securitate! Gata, tati! Gata! Drumul la oață! Gofrele se scot foarte greu din aparat pentru că se lipesc. La început trebuie să munci puțin cu ulei, dar eu nu am ulei. Deci s-au rupt puțin, dar nu-i nimic pentru că mai încerc încă o dată. Bine că-i cald afară! Până se fac vafele, eu ca să nu aștept, mănânc o banană. Se prepară. V-ați mai văzut așa gofre cu găuri? Am pus prea puțin aluat, dar și așa sunt interesante. Și dacă cineva întreabă de ce aceste gofre au găuri, eu vă zice pentru că sunt gofre a la Melissa. Ce bine miros și ce bine arată! Am scos banda pe care am pus-o anterior, o bandă bituminoasă. Din cauza că era foarte subțire, ceva nu se ține bine. Și am scos-o pe toată de peste tot. Lipim cea pe care am văzut-o noi. Și gata! Cam așa arată, iar ceilalți trebuie să guste și să zică dacă sunt bune sau nu. Se ține, dar e cam complicat la înălțime să lucrezi. Așa, un pic cât tremură picioarele. Dar nu va ploua în casă. Sperăm să nu plouă. Tati, dacă plouă... Dăm jos casa. Gofre by Melissa. Am plecat să mă ascund cu ele. Eu n-am înțeles. Și unde te-ai pornit cu gofrele astea? Lasă și la ceilalți.
Mircea, băieți, veniți să gustați! Mihaela! Wow, prăjitură! E bun, bun! Puneți like! Este foarte gustoasă!